Guvernul a adoptat studiul de fundamentare pentru construcția autostrăzii ploiești comarnic Brașov. Proiectul va fi realizat în parteneriat public-privat, iar în luna septembrie vor începe procedurile de atribuire. Intenția executivului este ca până la finalul anului contractul să fie deja semnat. Autostrada în lungime de aproximativ 107 km va realiza legătura cu municipiul Brașov, traversând axa turistică sinaia bușteni azuga predeal Menționez avantaje socioeconomice ce decurg din construirea acestei autostrăzi, cum ar fi creșterea siguranței circulației rutiere, reducerea numărului de accidente, reducerea duratei călătoriei, îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră și a poluării fonice, a declarat Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al guvernului. Durata de proiectare și execuție va fi de 4 ani cu începere din 2019, iar durata de operare de către investitorul privat este de 20 de ani. Costurile totale estimate pentru realizarea autostrăzii se ridică la aproximativ 1,36 de miliarde de euro. O noutate este faptul că în cazul în care lucrarea va suferi întârzieri, firma care se va ocupa de construcția ei va plăti o amendă anuală de 100 de milioane de euro. Staturi Român va contribui cu 25% la construcția autostrăzii, în timp ce firma constructoare va suporta 75% din costul investiției.